Cum e viața aici la muzeul la dumneavoastră? Viața la muzeu e cam grea, că nu te ajută nimeni. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Chiar acum fac niște mărgeluțe și aștept clienți la muzeu. Așa. Da. Cum e viața aici la muzeul la dumneavoastră? Viața la muzeu e cam grea, că nu te ajută nimeni. Îndrept să spun, nici mă ajută, nici mă încurcă autoritățile. Asta e deodată. Până și aici se va pune punctul pe ei, se va regla, dar mai trece timp. Colecția asta e la 12 km de șoseaua națională, în satul Chișcău, la 500 de metri din peștera vestită a urșilor. Și aici vă poate găsi lumea? La orice oră. La orice oră. Poarta deschisă pentru oricine la orice oră. Ce pot găsi și ce pot vedea aici? Aici pot să vezi lucruri de agricultură, lucruri casnice, ce să vă spun, cruci de la fost înmormântați, portul popular, da? Ce să vă mai spun? Am o locomobilă, cred că e unicată în țară, cu ea s-a făcut filmul pe Gurianca. A dumneavoastră e muzeul. Da, muzeul l-am înființat eu cu bărbatul meu în 68. Și acum am predat ștafeta la noră și la băiat. Fiindcă eu la 76 de ani, ce se mai poate? Așa e. Nimic, dragul mamei. Și mai supraveghez și eu pe ce ce pot. Animale mai aveți, mai țineți? Animale nu, am porci și găini numai. Și când și atât. Și o pisică. Numai când am căzut bolnavă, atunci am vândut vacii, când nu mai putem lucra. Pisicii astea patru. Pisicii nu duce în două de am și văzut. Moare fiatele după aia de dacă le dăm de ce. Ținem obligat. Bine, vă mulțumim și multă sănătate vă dorim. Plăcerii, Doamne, ajută și drum bun să mai puteți veni la noi.
Thank you.
la un metru și cam așa. Nu, 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 nu